de noi. Vom începe prin oficierea unei slujbe de sfințire, după care vor fi câteva locuțiuni, după aceea vom face un tur al clinicii, o prezentare a clinicii, ulterior vă vom colinda și după aceea ne vom bucura împreună cu un pahar de vin, cu o prăjitură și o vorbă bună. Vă mulțumim! Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești. Vistierul bunătăților, judecătorile de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată închinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Prime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău. Cată este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru lumea, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru locul acesta, clinica aceasta, orașul acesta, și pentru cei ce cu credință vor intra în ea, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu pogorârea Sfântului Duh, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Peste apa aceasta, lucrarea cea curățitoare a treimii cele mai presus de fire, pentru ca să fie tămăduitoare sufletelor și trupurilor și izgonitoarea toată puterea cea potrivnică, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să-i se trimită harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului pentru toți care au trebuință de ajutor și folosință de la Dumnezeu, pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței prin treimea cea de o ființă, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune drepță, ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului Tău. Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist,
Matei citivă. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Să luăm aminte, în vremea aceea venind Iisus în casa lui Petru, a văzut pe soacra acestea zăcând, timp prinsă de friguri, și s-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile și s-a sculat și-i slujea lui. Și făcându-se seară, a adus la el mult demonizeasc și a scos duhurile numai cu cuvântul și pe tot ce-i bolnav i-a vindecat ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prorocul Isaia, care zice: acesta neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, mântuiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, Cel ce curățești toate fără de legile și vindești toate bolile celor ce se roagă ție cu credință, Cel ce în zilele venirii tale în trup ai vindecat pe leproși, pe gârbovi, pe orbi, pe surdomuți, pe paralitici, pe demonizați și pe lunatici, iar pe cei morți trupește și sufletește, i-ai înviat. Te rugăm, binecuvintează clinica aceasta, cu venirea Duhului Tău Celui Sfânt, prin mijlocirea Sfântului Pantelimon și a Sfântului Ierarh Luca al Crimeei, depărtează toată boala și toată suferința de la toți cei în suferință și niciuna din bolile cele rele care se cătuie sufletul și macină trupul să nu-i cuprindă. Întărește-i cu harul Tău și vindecă-i pe toți pentru rugăciunile Sfinților Tăi slujitori, precum odinioară, pentru rugăciunile lui Ilie și a lui Elisei. I-a înviat pe fiul văduve din Sareta Sidonului și pe fiul Sunamitencei. Iar pentru rugăciunile apostolilor Tăi a vindecat pe Olocul de la poarta templului, pe Enea, paraliticul din Lita și pe bolnavul din Listra, precum și pe toți cei bolnavi și bântuiți de demon din cetățile din prejurul Ierusalimului. Vindecă-i pe toți cei care vor trece pragul acestei clinici în căutarea sănătății, ca și ei, ca și aceia care ascultă glasul Sfintei Tale Scripturi și săvârșesc fapte cuvincioase înaintea Ta, luând aminte la poruncile Tale să păzească și să împlinească legile Tale. Binecuvintează, Doamne, pe toți ostenitorii acestei clinici și le dăruiește Duh tămăduitor, înțelepciune și pricepere, trezvie și luminare în vindecarea celor în suferință. Pomenește, Doamne, Dumnezeul nostru, pe toți ostenitorii din toate spitalele, care au adormit într-un nădejde a învierii și a vieții veșnice și așează în împărăția cerurilor după faptele și credința fiecăruia. Că ție se cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care e binevoit a intra sub acoperământul vameșului Zaheu și Te-ai făcut mântuire lui și la toată casa lui. Însuți și acum păzește nevătămați de toată răutatea pe ostenitorii acestui centru medical. Și binecuvintează pe ei și centrul acesta și păstrează totdeauna viața lor nebântuită și le dăruiește cu îndestulare toate bunătățile Tale spre folos prin binecuvântarea Ta. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
se binecuvintează și se sfințește centrul acesta medical prin stropirea cu apă sfințită. În numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin. Se binecuvintează și sfințește acest centru medical prin stropirea cu apă sfințită. În numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne-ți, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea lor care vor căuta vindecare și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie. Mitorilor ei și pe Îngerul tău cel milostiv ca să-i păzească de toată răutatea, să-i povățuiască spre lucrarea tuturor faptelor celor bune, spre împlinirea sfintelor porunci ale lui Hristos, să le dăruiască sănătate, zile îndelungate și întru toate să-i îndestuleze pentru aceasta, să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, milostive, milostivi nouă, Stăpâne, pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Într-un numele Domnului Preacucernice, Părinte, binecuvântat! Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstite și de viață, făcătorii cruci, pentru rugăciunile Sfântului Mucenic Pantelimon, pentru rugăciunile Sfântului Rac Luca al Crimei și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun niște oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să binecuvinteze acest centru medical, pe toți ostenitorii acestui centru, pe toți cei care vor veni și se vor trata, se vor vindeca aici, dar mai cu seamă pe cei care au inițiat ca acest centru să ființeze aici, în acest municipiu, și s-au trudit cu timp și fără timp și au făcut acest lucru pentru această comunitate și pentru cei care vor avea nevoie de tratament, pe lângă tratamentul duhovnicesc și de tratament trupesc. Ne aflăm aici cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu și a preasfințitului Părinte Petroniu, episcopul Sălajului, și îl reprezint înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu, care prin mine transmite binecuvântare tuturor celor care au făcut posibil acest minunat proiect și ca semn văzut al prețuirii și al dragostei și al binecuvântării înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu, vă trimite această icoană cu învierea Domnului, care este în strânsă legătură cu numele centrului medical Anastasios, care înseamnă cel înviat sau înviere. Vă rog să primiți acest dar din partea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu și să vă fie spre ocrotire și spre sfințire. Mergem.
Cât timp părinții vor binecuvânta clinica peste tot, doresc să îl invit pe domnul primar să ne transmită un cuvânt. În momentul în care am inițiat proiectul aici în municipiul Zalău, am avut o colaborare extraordinar de bună cu domnul primar, care ne-a sprijinit necontenit și căruia îi mulțumim din suflet pentru tot sprijinul și pentru faptul că este aici în acest moment. Mulțumesc, domnule doctor, că mi-a oferit prilejul să spun câteva cuvinte și zic câteva pentru că nu o să întind vorba prea mult, pentru că aici vorbesc faptele. Preacucernici părinți, distinse doamnă, distinși domn, dacă pentru bolile sufletești avem nevoie de scaunul duhovnicului, pentru bolile trupești avem nevoie de medici și de unități sanitare. Și când spun unități sanitare, mă gândesc desigur la clinici, la policlinici, la spitale și așa mai departe. La cabinetele medicale, dacă vreți, începând de jos. Nu pot decât să mă bucur că suntem împreună în această seară la inaugurarea unei clinici medicale. În urmă cu 2,5-3 luni, cred, am primit un telefon, am răspuns, s-a prezentat un domn, domnul doctor, și a întrebat dacă poate să aibă o întâlnire cu mine. Cum să nu? Poftiți la primărie. Și au venit la primărie 3 tineri frumoși, care și în seara asta sunt aici, 2 frați medici și împreună cu cumnatul lor. Și mi-au spus ce ar vrea să fac aici, sau că au început deja lucrările și, mă rog, că ar fi nevoie de un pic de sprijin în ideea de a urgenta documentația tehnică a proiectului. Vreau să vă spun că m-au câștigat din prima. I-am văzut că sunt de sinceri și de preocupați să facă această investiție în municipiul Zalău. Am pus o întrebare așa pentru mine, totuși ce v-a determinat să faceți această investiție în Zalău? Și răspunsul a fost aproape cel pe care îl așteptam și mi-a plăcut foarte mult răspunsul lor. Păi zice, noi avem o situație cu cazurile care trebuie să vină din Zalău să se trateze la Cluj. Cazurile care le putem trata noi în clinica noastră după ce o finalizăm și, zice, credem că e o oportunitate pentru comunitatea din Zalău. Și am spus, fraților, haideți, că împreună trebuie să facem ceea ce trebuie făcut. Ne-am despărțit foarte zâmbitor și încrezător că o să reușească ei, că mă gândeam la ei, că la mine la primărie sau la noi la primărie, atunci când trebuie făcut ceva, se face. Chiar dacă se mai tărăgânează unele lucruri, dar numai din cauza volumului mare de muncă care există în primărie. În fine, am înțeles despre ce e vorba aici și am încercat ca tot ceea ce înseamnă documente administrative să le primească în timp util, într-o perioadă de timp scurtă. Astfel încât să poată să ajungă investitorul la acest moment, la momentul inaugurării. E adevărat că atunci mi-au zis că până la sfârșitul anului vrem să inaugurăm. Am zis eu, e cam de vreme în mintea mea, dar uite că Dumnezeu ajută și e ok. Când mi-a spus domnul doctor, mi-a spus numele copiilor, zic, bă, doctorul este ori băiat de preot, ori este un bun creștin. Și mai după vreo 5 minute aflu că este și băiat de preot și un bun creștin, deopotrivă. Felicitări, domnule doctor, felicitări, domnule doctor, și întregii echipe care va lucra aici. Pe invitație, cred că mi-aduc aminte bine, rețin ceva că a scris, împreună putem fi de folos celor care au nevoie de noi. Nu știu dacă a reprodus exact, dar cam asta era. Care și-a pus încrederea în noi. Da. Așadar, domnilor doctori, echipa care va fi aici, să aveți în vedere că împreună cu administrația și iată cu biserica, că fără biserică nu poate fi nici administrație, să ne înțelegem.
O să reușim să facem lucruri frumoase pentru cei care au nevoie de noi. Felicitări, succes și suntem alături de voi în continuare. Bravo! Domnul primar, e și teolog, iar un 5. Da, ei trei erau, uite, ei trei erau. Băi, ce-o să cu băieță ăștia, ceva? Așezați-vă, spune. Dar tu vreau să facem o poză. Da. Aș vrea să-l numim și pe domnul viceprimar, te rog, Mihai, aici cu noi. Pentru că sunt convins că majoritatea dintre dumneavoastră se întreabă cine a făcut investiția, cine a realizat tot ceea ce este aici, vreau să vă prezint acționariatul companiei Anastasios, Vlad Mitoceanu, Teodor Simion și Justinian Simion. Tineri, cu ambiție, avem 3 policlinici, aceasta este a treia, am început în anul 2020 în Cluj-Napoca. În decembrie 2020 am inaugurat clinica din Cluj-Napoca. În ianuarie 2021 am inaugurat clinica din Bacău. Și iată că în decembrie 2022 inaugurăm clinica din Zalău, aici, acasă de dumneavoastră. Așa cum a spus și domnul primar, am analizat situația pacienților pe care avem la Cluj. Un procent destul de ridicat dintre pacienți sunt din județul Sălaj. Și atunci, atât pentru pacient, în primul rând, cât și pentru noi, județul Sălaj și orașul Zalău a devenit o oportunitate, pe care, iată, am reușit astăzi să o finalizăm. Ca pregătire, eu și fratele meu Teodor, care suntem medici, ne-am pregătit în Centrul Universitar Târgu Mureș. Și am avut o relație deosebită cu cadrele didactice de acolo. Ne-au susținut mereu. Și astăzi, alături de noi, îl avem pe domnul profesor Cotoi, Ovidiu, care este decanul Facultății de Medicină de la Târgu Mureș, pe care îl rog să ne adreseze câteva cuvinte, pentru că medicina să poată fi performantă, e nevoie de cadre didactice care să îndrume studenții spre performanță. Asta au făcut profesorii de la Târgu Mureș cu noi și pe această cale vă mulțumim. Domnule decan. Preacucernici părinți, stimate domnule primar, viceprimar, stimat auditoriu, stimați oaspeți, și, în primul rând, dragi investitori, dar mai presus de toate, dragă domnule doctor Justinian Simion, dragă domnule doctor Teodor Simion, am văzut-o și pe domnișoara doctor Maria Simion, chiar dacă ea nu a fost nominalizată la această asociere, noi știm că ea face parte din familie și din echipă. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Este o onoare, este o plăcere, sunt și foarte emoționat, nu mă așteptam să mi se dea cuvântul. În urmă cu o seară, cred că ieri, am primit invitația, deși agenda mea era foarte, foarte încărcată, mi-am propus și din fericire am reușit să ajung să pot să fiu și eu parte la această bucurie. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre colegii noștri și domnii doctor și frații Simion. Eu i-am cunoscut cu mulți ani în urmă, când ei nu erau medici și eu nu eram decan. La vremea respectivă, ei au înființat un grup de muzică bizantină, care se numea Anastasios. Mie mi-a plăcut foarte, foarte mult și ideea și ceea ce transmitea acest grup și mai ales, așa cum și dumneavoastră, domnule primar, a văzut în ei niște oameni absolut deosebiți, niște creștini ortodoxi. Asta am văzut și eu și la vremea respectivă, atât cât am putut și eu să-i susțin, am susținut. Timpul a trecut și de data aceasta vorbesc în calitatea mea oficială de decan al Facultății de Medicină. Putem fi foarte mândri că am făcut lucruri bune, întrucât studenții noștri ne-au depășit și au făcut niște lucruri extraordinare și în profesie. Faptul că un grup de tineri
au reușit să înființeze de la zero un lanț, putem să spunem, de cabinete, centre și clinici private, începând cu Cluj-Napoca, cu Bacău, iată Zalău și eu știu că planurile sunt mai departe, nu poate să fie decât un lucru foarte bun pentru universitate și pentru țara aceasta, care are nevoie de astfel de investiții și de astfel de oameni. Faptul că s-a deschis acest centru medical la Zalău, la dumneavoastră acasă, faptul că vine în întâmpinarea unor nevoi ale pacienților, chiar dacă va fi autostradă mai devreme sau mai târziu spre Cluj, este foarte bine ca oamenii să nu trebuiască să facă deplasări la Cluj, întrucât vor primi asistența medicală la cel mai înalt nivel la ei acasă. Vă felicit, vă urez mult succes, sunt absolut convins că veți da dovadă de același profesionalism și ca în celelalte locuri și împreună cu echipa medicală, medici, asistenți și tot personalul care este aici, alături, bineînțeles, de familie, de prieteni și de la bunul Dumnezeu cu ajutor, lucrul vor fi foarte, foarte bun. Vă mulțumesc foarte frumos și vă mulțumesc. După cum a precizat și domnul decan, multă lume se întreabă de unde vine numele Anastasios. Ei, chiar în decembrie 2012, acum 10 ani, la Târgu Mureș, am înființat un grup de muzică bizantină, care se numea Anastasios. Se numește. Și aș vrea să vă spun că marea majoritate a membrilor corului, și atunci ca și acum, erau studenți la medicină și medici. Iar în mintea mea am încolțit ideea cu care Teodor a rezonat foarte bine, cum ar fi ca la un moment dat, noi, toți cei din corul Anastasios, că eram mulți, eram aproape 40 de oameni, care erau marea majoritate medici, studenți la medicină, să avem un spital în care să lucrăm noi și să se numească Anastasios. Timpul a trecut, ideea a încolțit și mai tare, a înflorit, iar acum s-a materializat. Ca și viitor al companiei Anastasios, intenționăm anul viitor să deschidem o policlinică asemănătoare cu cea de aici, în orașul Alba Iulia, iar la Iași vom deschide un hub medical. Când spun hub, mă refer la un loc în care vor fi integrate toată paleta de servicii medicale. De la serviciile ambulatorii, spitalicești, farmacie, centru stomatologic, centru imagistic, parte de aparatură medicală și o cafenea. Integrate într-un spațiu destul de generos, să ne ajute Dumnezeu să îl finalizăm până la finalul anului viitor. Acum aș vrea să facem un tur al clinicii, să vă arătăm ce am realizat aici. Iar după acest moment, am vrea să vă colindăm, pentru că se apropie sărbătoarea nașterii Domnului și cred că fiecare dintre noi rezonează când aude colindă. Bine? Gospodar, a venit Crăciunul, iar linui lin și tot mai lin, haleluile. Cerul ard de luminos, astăzi s-a născut Hristos, linui lin și tot mai lin, haleluile. Îngerii din cer coboară, sos pe Fecioară, linui lin și tot mai lin, haleluile. Aur, smirnă și onoare, magia dur din depărtare, linui lin și tot mai lin, haleluile. Iar păstorii înlădite aduc lână de oi, linui lin și tot mai lin, haleluile. Ziua asta e frumoasă, rămâi gândită,
tot mai lin, aleluia. Ziua asta e frumoasă, rămâi gazdă sănătoasă, linui lin și tot mai lin, aleluia. Laude Domitace, florile de măru, Maica nu-și găsește pace, flori de măru. Sorocurii s-au împlinit florile de măru și pe paie o născut flori de măru. S-a născut pe pământ și să aveți folos, lerului.
deschide ușa creștinei florile tale. Ascultă colinda bine, flori de mărumerișorul, noi venim în orice an, florile tale. Să trăiești gazdă mulți ani, flori de mărumerișorul, să ai casa luminată, florile tale. Copii sănătoși la masă, flori de mărumerișorul, masa plină în tot anul, florile tale. Așa să-ți ajute Domnul, flori de mărumerișorul. Să ai vite în ogradă, florile tale. Câte frunze sunt în iarbă, flori de mărumerișorul. Să ai în pungă gălbiori, florile tale. Toți când vor veni la noi aici să-L
pescă, nu-n peșteră ca alte dăți, dormind pe piatra friguroasă, în anul acesta de Crăciun, vom sta cu Dumnezeu la masă. În anul acesta de Crăciun, vom sta cu Dumnezeu la masă. Da? Și acum, tare frumos ar fi să colindăm împreună. Și ce colindă știe toată lumea? O, ce veste minunată! O, ce veste minunată! Împreună ni se arată. Astăzi s-a născut ce și mântuiți.